Casa din Cerneuțe a profesorului Arun Pumnul, în care a locuit și Mihai Eminescu, rămâne în paragină. Deși au fost lansate nenumărate apeluri către autoritățile locale și cele din România, restaurarea obiectivului istoric bate pasul pe loc. Localnicii își doresc ca monumentul de mare importanță spirituală să-și recapete gloria de altă dată. Casa lui Arun Pumnul din orașul Cerneuți, în care a locuit Mihai Eminescu copil fiind, rămâne și în continuare tristă și îngândurată. Nici în această zi de 15 iunie 2023, ușile muzeului Mihai Eminescu din orașul Cerneuți nu au fost deschise. Casa lui Arun Pumnul rămâne și în continuare în paragină. Casa veche de aproximativ 200 de ani este construită într-un autentic stil moldovenesc. După mai multe tergiversări de ordin legislativ din partea autorităților, oamenii de cultură așteaptă ca ea să găzduiască muzeul Mihai Eminescu. Un muzeu care să ne adune pe toți în fiecare an, dar nu în fiecare an, în fiecare zi, pentru că pe parcursul acestor ani, acest imobil, care era găzduit în trecut de 3 familii sovietici, acum este liber, dar au drumul spre a fi eliberat a fost foarte greu. Urmează să fie restaurată, sperăm cât de curând. Acum există o comisie ucraineano-română care se ocupă de această întrebare, care pregătește actele necesare, deoarece nu este atât de ușor, fiindcă este un obiectiv istoric foarte important. Sperăm ca în viitorul apropiat să putem să ne adunăm aici toți românii care așteaptă acest moment. Oamenii de toată vârstele, scriitori, studenți, cu toții își doresc renovarea casei lui Arun Pumnul, cel care a avut o mare influență asupra elevilor săi. Pe Mihai Eminescu l-a găzduit la timpul anilor de școală. Particip în fiecare an la monumentul lui Eminescu și tare mult aș dori ca în casa asta care se află aici să fie muzeu, așa cum este și la mine casă. Aș participa și eu cu multe exponate care se mai găsesc pe la noi, să fie amintiri pentru viitorii noștri. Mihai Eminescu pentru toți românii este luceafrul poeziei românești, chiar și mândrie tuturor românilor. Noi românii trebuie să facem totul posibil ca el să fie cunoscut, să trăiască prin cuvintele noastre, prin literatură. Arun Pumnul s-a născut pe 27 noiembrie 1818 într-o familie din zona Făgărașului și a devenit unul dintre conducătorii mișcării de renaștere națională a românilor din Bucovina.